Prezență la urne record în județul Călăraș la alegerile europarlamentare. Peste 44% dintre călărășenii cu drept de vot și-au exprimat opțiunea duminică 26 mai. Cu peste 33%, PNL este, potrivit rezultatelor încă nevalidate, câștigătorul acestor alegeri în județul nostru, colorat în galben. Îi urmează, la diferență de mai puțin de 3%, PSD. Alianța 2020 USR Plus ar avea puțin peste 14%, iar Pro-România, cu peste 6%, trece pragul electoral. Și PMP, cu aproape 5% în județul Călăraș, ar putea să-l trimită în Parlamentul European pe Traian Băsescu. Surpriza mare este ALDE, care are aproximativ 3,7% și, după rezultatele parțiale ale momentului, nu reușește să atingă la nivel național pragul electoral.